Defilarea este deschisă de generalul de brigadă Bogdan Cernat, comandantul diviziei 4 Infanterie Gemina, care vă prezintă onorul dintr-o mașină de luptă Humvee. Ofițer de infanterie cu o carieră de peste 3 decenii în Armata României, generalul de brigadă Bogdan Cernat a parcurs treptele ierarhiei militare, de la comandant de pluton până la comandant de divizie. Comandantul diviziei a îndeplinit funcții de conducere atât la nivel național, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, printre care, amintim, șef al Serviciului Poliție Militară în Statul Major al Apărării, comandant al Brigăzii 30 Gardă și comandant al Centrului Întrunit de Analiză și Lecții Învățate, unitate din Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO din Portugalia. Generalul de brigadă Bogdan Cernat, care vă prezintă acum onorul, a absolvit numeroase cursuri de carieră atât în țară cât și în străinătate. De-a lungul carierei militare, generalul de brigadă Bogdan Cernat a fost recompensat cu numeroase distincții și medalii. Dintre acestea, amintim, Ordinul Virtutea Militară, în grad de cavaler și ofițer, conferite de președintele României, precum și emblema de onoare a Armatei României, Statului Major al Apărării și a Forțelor Terestre. Survolează dispozitivul de defilare o formație de elicoptere IR-330 Puma Socat din dotarea bazei 71 aeriană General Emanuel Ionescu, prima aeronavă poartă drapelul României. Defilarea continuă cu drapelul de luptă al diviziei 4 Infanterie Gemina. De-a lungul timpului, drapelul de luptă al diviziei a fost decorat cu numeroase distincții militare oferite de administrația prezidențială, Ministerul Apărării Naționale și Statul Major al Apărării. Trece prin fața dumneavoastră detașamentul steagurilor de identificare ale unităților din subordinea diviziei 4 Infanterie Gemina, purtate de militari din structurile acestea, în fruntea cărora se află majorul Ionel Țăran, ofițer din cadrul comandamentului Marii Unități. Marile unități și unitățile din compunerea diviziei 4 Infanterie Gemina deservesc mai mult de jumătate din suprafața teritoriului național. Trece prin fața dumneavoastră detașamentul Pandurii Vladimirescului, comandat de sergentul major Ion Săvescu. Aceștia au luat ființă în anul 2021 cu ocazia sărbătoririi bicentenarului de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Trece prin fața dumneavoastră o reconstituire a Gărzii Naționale de la Alba Iulia, formațiune militară care a contribuit la desfășurarea în condiții de siguranță a adunării naționale de la 1 decembrie 1918. Detașamentul este condus de directorul adjunct al Muzeului Național al Unirii, domnul Tudor Roșu. Urmează detașamentul Mateiaș, condus de domnul Cătălin Grăghici. Acesta reconstituie un contingent de infanteriști români din cadrul Regimentului 70 Infanterie, care a luptat cu eroism în anii Primului Război Mondial, fiind decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, clasa 3-a. Vă prezintă onorul drapelul de luptă și militarii forțelor pentru operații speciale, aparținând batalionului 54 Sprijin, Horea, Cloșca și Pișan din Târgu Mureș, conduși de locțitorul comandantului, locotenent colonelul Adrian Câmpan. Batalionul este o unitate cu misiuni de spectrul sprijinului de luptă și logistic pentru comandamentul forțelor pentru operații speciale și unitățile subordonate. Unitățile din compunerea forțelor pentru operații speciale sunt încadrate cu luptători riguros selectați și antrenați având specialități multiple. Aceștia pot fi introduși în luptă atât terestru cât și aerian,
prin parașutare sau maritim, majoritatea fiind și scafandrii de luptă. Defilează prin fața dumneavoastră militarii ai brigăzii 81 mecanizată, general Grigore Bălan, comandați de locotenent colonelul Ioan Rus, din statul major al Marii Unități de la Bistrița. Urmează drapelul de luptă al brigăzii, care a fost decorat cu ordinul național pentru merit în grad de cavaler cu semn de război. Din blocul de defilare fac parte militarii batalionului 812 Infanterie Bistrița Șoimii Carpaților, conduși de comandantul batalionului, locotenent colonelul Ionuț Ilisei. Vă prezintă onorul locul de defilare al brigăzii 61 Vânător de Munte, general Virgil Bădulescu, din Miercurea Ciuc. În fruntea acestuia se află colonelul Iuliu Ilie Cristian Arsene, șeful de stat major al Marii Unități. Urmează drapelul de luptă al brigăzii decorat cu ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer, un semn de pace pentru militari. Defilează militarii batalionului 17 Vânător de Munte, Dragoș Vodă, comandat de locotenent colonelul Silviu Borșa. Urmează militarii batalionului 26 Cercetare, Supraveghere Montană, Avram Iancu, din cadrul brigăzii 18 Cercetare, Supraveghere Decebal, în fruntea cărora se află comandantul batalionului, locotenent colonelul Flavius Alexandru Bucur. Defilează acum drapelul de luptă al unității din inima munților Apuseni. Batalionul, care poartă semnul florii de cor specific trupelor alpine din Armata României, va aniversa în anul 2023, 100 de ani de existență. Trece acum prin fața dumneavoastră drapelul de luptă și detașamentul batalionului 136 Geniu Apulum, comandat de locotenent colonel Ludovic Ștefan Broc, comandantul unității din cetatea Marii Unirii. Geniștii albaiulieni au o pregătire profesională solidă, confirmată prin participarea la misiuni în teatru de operații din Bosnia și Herțegovina. Militarii batalionului au contribuit în anul centenarului cu personal și tehnică la construirea monumentului Marii Unirii. În continuare, defilează în premieră la Alba Iulia un detașament format din militari francezi care fac parte din grupul de luptă NATO din România, dislocat la Cincu, structură subordonată comandamentului multinațional de divizie sud-est. Militarii sunt conduși de locotenentul Jean Magachian. În continuare, defilează prin fața dumneavoastră detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Băncescu de Sibiu, condus de locotenent colonelul Dumitru Băra. Instituția este succesoarea și continuatarea tradițiilor primei școli de ofițeri înființată la București. Academia Forțelor Terestre are o vechime de 175 de ani în domeniul educației militare. Urmează elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazu Alba Iulia, comandați de locotenent colonelul Lucian Rusu. Acestea sunt urmați de garda drapelului. Colegiul Național Militar Mihai Viteazu Alba Iulia duce mai departe tradițiile liceului militar înființat în anul 1919 la Târgu Mureș. Din blocul de defilare fac parte elevi ai claselor a 11-a, conduși de locotenentul Ana Maria Turtea. Cu o istorie de 103 ani, Colegiul Militar este locul în care tinerii își croiesc drumul spre viitoarele cariere militare. Urmează reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Defilarea Poliției Române este deschisă de Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu, care prezintă 9 echipe canine. Câinii sunt specializați în detectarea drogurilor, a tutunului, a explozivilor, detectarea urmelor de orice fel și sunt însoțiți de conductorilor, polițiștii alături de care se antrenează zi de zi. Vă prezintă onorul blocul de defilare al jandarmeriei române, format din militari ai grupării de jandarm mobilă regelui Ferdinand I Târgu Mureș, în fruntea căruia se află drapelul de luptă al unității. Comandantul blocului de defilare este majorul George Toader. Militarii jandarmi execută misiuni de asigurare și restabilirii a ordinii publice și de combatere a infracțiunilor în zona de responsabilitate teritorială care cuprinde județele Mureș, Alba, Bistrița-Năsăud și Harghita. Prin fața dumneavoastră trece drapelul de luptă și reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Unirea, în fruntea cărora se află majorul Sergiu Zehan.
Detașamentul, condus de sublocotenent Daniela Călugăreanu, este format din personal pregătit să intervină în orice moment la misiunile de stingere a incendiilor, descarcerare și prim ajutor smurt, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren sau epidemii. Sunt oameni care, în fiecare clipă, duc lupta cu secundele pentru salvarea vieții semenilor, acordarea primului ajutor medical. Trec prin fața dumneavoastră reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor, conduși de subcomisar de poliție penitenciară Daniel Oltean, șeful structurii de intervenție al penitenciarului Aiud. Administrația Națională a Penitenciarilor este parte integrantă a Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, structură care asigură executarea pedepselor, facilitând responsabilizarea și reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate. În cheie defilarea pe jos, detașamentul Crucii Roșii Române, filiala Alba, condus de directorul organizației Adrian Ionel Dușa. Înființată în anul 1876, Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană fără nicio discriminare. Urmează defilarea mijloacelor tehnice din dotarea Ministerului Apărării Naționale. Evoluează din nou pe deasupra Bulevardului Unirii elicoptere IR-330 Puma, la masa cărora se află piloți operaționali foarte bine instruiți. Locul de tehnică este comandat de colonelul Remus Filimon, locțitorul pentru operații și instrucții al șefului de stat major al Diviziei 4 Infanterie Gemina, care vă prezintă onorul dintr-o mașină Humvee. Specializat în arma tancuri, colonelul Remus Filimon este un ofițer cu experiență la comanda structurilor de manevră și a celor de instruire. Deschide defilarea tehnică din dotarea forțelor pentru operații speciale, vehiculele de luptă Humvee, model M1165 A1 cu tunelă, care sunt echipate cu mitraliere cu calibru 12,7 mm. Acestea sunt foarte eficiente împotriva infanteriei, a mașinilor blindate, a vehiculelor neblindate și împotriva construcțiilor fortificate. Vehiculele de luptă Humvee sunt echipate cu tehnică de comunicații și de buriaj de ultimă generație. Următorul bloc de defilare este compus din transportoare blindate pentru trupe tip Pirania 5, din dotarea Brigăzii Multinaționale de Sud-Est și este condus de șeful de stat major al Batalionului 22 Infanterie Romanați, locotenent colonelul Adrian Buican. Transportorul Pirania 5 este un autovehicul de luptă blindat pe roți din categoria vehiculor tactice, care a intrat în dotarea batalionilor de infanterie din forțele terestre române, începând cu anul 2020. Este compatibil cu transportoarele blindate pentru trupe din armatele NATO, din punct de vedere al comunicațiilor, sistemului de armament, tipurilor de muniție și al suportului logistic. Pirania 5 are un design modern, asigură o mobilitate sporită în câmpul tactic, protecție balistică superioară, blindaj performant, fiind dotat cu diferite instalații, printre care sistemul combinat pentru încălzire, ventilație, aer condiționat și protecție CBRN. Transportorul permite executarea misiunilor în condiții ostile și asigură transportul atât pe distanțe scurte cât și medii sau lungi a trupelor și echipamentelor militare, atât pe teritoriul național cât și în afara acestuia. Este echipat cu un calibru 30 mm și o mitralieră calibru 7,62 mm, care permit angajarea țintelor cu precizie și într-un timp foarte scurt. Defilează în următoarele momente 5 transportoare blindate de trupe tip Pirania 3C, din dotarea Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Transportoarele blindate de trupe Pirania 3C sunt destinate batalioanelor de infanterie din forțele terestre.
Spirania 3C are un design deosebit, un bridaj performant ce asigură o protecție ridicată, fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și armelor chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare. Cu o greutate de 17 tone și echipat cu un motor puternic, autovehiculul asigură transportul și protecția unui echipaj format din 9 militari. Se poate deplasa cu ușurință în orice tip de teren, poate atinge o viteză de 105 km/h pe șosea și poate traversa cu ușurință cursul de apă prin plutire. Transportorul este dotat cu o mitralieră calibru 12,7 mm, care permite executarea și conducerea focului din interiorul mașinii de luptă, având o bătaie maximă de 7000 de metri. Totodată, autovehiculul beneficiază de un sistem de vedere cu cameră termală care asigură imagini de înaltă calitate și o vizibilitate foarte bună. În continuare, puteți vedea transportoarele amfibii blindate B-33 Zimbru, în fruntea cărora se află locotenent colonelul Cristian Țecu, comandant al batalionului 191 Infanterie, colonel Radu Golescu din Arad. Transportorul B-33 este o mașină de luptă pe roți, cu mare mobilitate, dotată cu armament care conferă protecția prin blindaj a echipajului și desantului, destinată pentru înzestarea subunităților de infanterie în cadrul forțelor terestre. Fiabilitatea sa a fost dovedită în teatrele de operații, unde a fost folosit cu succes de batalioanele de infanterie din forțele terestre. Este înzestrat cu o mitralieră calibru 14,5 mm, care poate fi folosită și împotriva țintelor aeriene, și o mitralieră calibru 7,62 mm. Are o mobilitate mare datorită tracțiunii 8x8, motorului de 280 de cai putere și autonomiei de aproximativ 700 de kilometri. De asemenea, transportorul are posibilitatea de a se deplasa pe apă cu o viteză de până la 9 km pe oră și dispune de un troliu instalat în partea din față pentru autoscoatere. Transportoarele au în dotare un sistem de lansare a grenadelor fumigene dispus în spatele turelei, care ajută la mascarea proprie pe câmpul de luptă, și un sistem de protecție împotriva amenințărilor chimice, bacteriologice, radiologice sau nucleare. În continuare, vă prezintă onorul echipajele celor 5 sisteme lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare HIMARS, conduse de locotenent colonelul Cristian Teliman, comandant al batalionului 81 rachete operativ-tactice Major Gheorghe Șolcu din Focșani. Sistemul de rachete cu lansare multiplă M142 HIMARS este cel mai modern sistem de armament din dotarea structurilor de artilerie, care și-a dovedit maturitatea operațională în conflicte reale, fiind testat pe timpul operațiilor militare. România este prima țară membru NATO din Europa care a achiziționat acest sistem. M142 HIMARS asigură angajarea țintelor la distanțe de până la 300 de km, utilizând muniții asistate prin GPS, are o mobilitate ridicată care îi mărește capacitatea de supraviețuire pe câmpul de luptă și poate executa acțiuni de luptă în orice condiții de timp sau anotimp, inclusiv în mediul contaminat chimic, biologic, radiologic și nuclear. De asemenea, este transportabil pe calea aerului cu platforme aeriene de transport în înzestarea forțelor aeriene române și ale Alianței. Vor defila prin fața dumneavoastră 5 complexe antiaeriene Gepard, sub comanda locotenent colonelului Dănuț Gabriel Dănilă, comandant al batalionului 3 Apărarea Interiană Potaisa din Turda. Complexele antiaeriene Gepard sunt mijloace de artilerie antiaeriană blindate, performante, autonome, autopropulsate, cu mobilitate ridicată, care pot executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice și de bruiaj electronic. Este destinat pentru angajarea avioanelor și elicopterelor de luptă, care atacă prin surprindere la joasă înălțime, putând fi utilizate totodată și împotriva blindatelor.
Complexul Antairan este dotat cu tunuri de calibru 35 mm. Are un timp foarte scurt de reacție, o cadență de tragere de 550 lovituri pe minut și poate combate ținte care zboară cu viteze de până la 300 de metri pe secundă. Complexul Antairan Gepard se poate integra cu ușurință în sistemul de apărare antiaerian terestru. Acesta răspunde ușor cerințelor actuale ale câmpului de luptă, fiind dotat cu echipamente compatibile cu sisteme NATO. În anul 2021 au fost dislocate în Polonia, în cadrul detașamentelor românești de apărare antiaeriană participante la grupul de luptă NATO, Enhanced Forward Presence. În continuare vom urmări detașamentele reprezentative ale Ministerului Afacerilor Interne. Trecem prin fața dumneavoastră tehnica din dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub comanda comisarului șef Mihai Airinei. Coloana este deschisă de laboratorul de educație rutieră, auto specială dotată cu mijloace moderne, folosite în educarea copiilor și deprinderea unui comportament preventiv în trafic. Urmează două auto speciale Dacia Duster din dotarea poliției rutiere, care sunt folosite pentru supravegherea traficului rutier, intervenții la evenimente și în misiunile de prevenire a accidentelor de circulație. Acestea sunt urmate de 3 autospeciale ce aparțin serviciului pentru acțiuni speciale. Acestea sunt folosite în intervențiile la evenimente ce pot afecta siguranța publică. Următoarea autospecială aparține serviciului criminalistic. Are în dotare un laborator criminalistic și este folosită în misiunile de investigare a câmpului infracțional. Autospeciala marca Ford Ranger aparține biroului pentru protecția animalelor. Este o mașină de teren care dispune de facilități pentru transportul animalelor aflate în stare de pericol. Asigură intervențiile în zone greu accesibile și este echipată cu mijloace tehnice și de prim ajutor. În activitățile de patrulare și menținerea siguranței publice, polițiștii structurilor de ordine publică folosesc autospeciale Dacia Logan. Defilarea tehnicii auto a Jandarmeriei Române, condusă de majorul Marius Maican, este deschisă cu autoturismele Dacia Duster din dotarea Inspectoratului de Jandarm Județean Avram Iancu Alba. Acestea sunt folosite pe timpul misiunilor de patrulare destinate prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Autospeciala de intervenție Peugeot Expert este ideală pentru îndeplinirea misiunilor specifice de ordine publică, patrulare, protecție însoțire, cât și pentru intervenție antiteroristă. Autospecialele de transport efective Opel Movano, din dotarea grupării de jandarmi mobile Regele Ferdinand I Târgu Mureș, asigură transportul rapid și în condiții de siguranță a forțelor de ordine. În continuare puteți vedea tehnica de intervenție din dotarea Inspectoratului General pentru situații de urgență sub comanda colonelului Ionel Rusan. Autospeciala pirotehnică este destinată pentru transportul munițiilor neexplodate și pentru executarea lucrărilor de distrugere. Urmează ambulanța SMURT tip B2 pentru acordarea primului ajutor calificat. Aceasta este urmată de autospeciala pentru transport, scafandri și echipamente la locul intervenției și ambarcațiunea cu motor, pilă rigidă și boturi moi. Trece prin fața dumneavoastră autospeciala pentru stingerea incendiilor de capacitate mare. Autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime este destinată misiunilor de salvare persoane, precum și ridicarea și transportul materialelor la înălțimi de până la 42 de metri. Urmează autospeciala pentru transport container tip 2 multirisc, care asigură depozitarea unui volum mare de echipamente și accesorii. Defilează acum blocul de tehnică aparținând Serviciului Român de Informații, condus de majorul Marius Lătea. Acesta este alcătuit din două autospeciale de intervenție antiteroristă cu rolul de ripostă imediată, evacuarea și izolarea zonei în situația producerii unui incident de natură teroristă.
urmează o autospecială de intervenție CBRN și pirotehnică, având atașată remorca antibombă. Prin brigada antiteroristă, Serviciul Român de Informații îndeplinește rolul de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, respectiv de coordonator tehnic al tuturor măsurilor instituite în acest scop. Urmează defilarea ambulanțelor din cadrul Crucii Roșii Române, filiala Alba. Crucea Roșie defilează cu două ambulanțe tip B1, B2, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical și cu două autocamioane de intervenție și transport materiale de primă necesitate. Acestea pot fi utilizate în situații de dezastre, precum inundații, cutremure, război, pandemie și alte situații de criză. Cu astfel de autocamioane au fost transportate din județul Alba în Ucraina peste 65 de tone de ajutoare umanitare către populația afectată de război. În ultimii ani, Crucea Roșie Română, filiala Alba, a avut numeroase intervenții în domeniul medical, prin serviciile de ambulanță și îngrijiri medicale la domiciliu, dar și al dezastrelor, prin asistența umanitară de urgență și a programelor de ajutorare inițiate. Încheie defilarea de Ziua Națională a României în cetatea Marii Uniri, garda de onoare constituită din militari ai batalionului 811 Infanterie Dej. Detașamentul de onoare este condus de către comandantul batalionului, locotenent colonelul Mihai Tăiescu. Batalionul este o unitate tactică luptătoare capabilă să reacționeze imediat împotriva oricăror amenințări la adresa securității și apărării naționale. Calitatea profesională a infanteriștilor de gen, Dragonii Transilvanii, s-a reflectat atât în cadrul exercițiilor naționale și multinaționale, majore precum și participarea la numeroase operațiuni și misiuni internaționale în Kosovo, Irak și Afganistan. Batalionul a fost prima unitate certificată ca forță la dispoziția NATO și totodată prima unitate din structura de forțe a diviziei care a participat la misiunea de stabilizare și reconstrucție din Irak în anul 2003. Profesionalismul Dragonilor Transilvani a fost apreciat în mod constant de partenerii de coaliție și a contribuit la creșterea prestigiului și credibilității Armatei României. Domnilor, la finalul ceremoniei militare dedicată Zilei Naționale a României, muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina, sub conducerea muzicală a locotenentului Daniel Munteanu, vă prezintă onorul. Periuța, hai, să terminăm.